Distracție, iubire, premii și o organizare ireproșabilă. Așa se poate descrie în câteva cuvinte petrecerea dragostei organizată de grupul de firme Nova Force, la care au luat parte sute de giurgiuveni. Te simt foarte bine! E o petrecere foarte reușită! Crezi că m-ai lipsat ceva? Absolut nimic! I-a fost perfect totul! Cum ți se pare petrecerea? Nu vă găsi după mine bine petrecerea, uitați! Când mă consum! Credeți că m-ai lipsat ceva din program? Nu m-ai lipsat nimic! Foarte frumos! Foarte tare! Super! Crezi că m-ai lipsat ceva? Nu! E regulă! Dacă muzica e bună și localul arată bine, mi se pare regulă! Foarte frumos! Cum ți se pare atmosfera? Credeți că m-ai lipsat ceva de la petrecere? Tot e perfect! De la petrecere nu au lipsit nici oficialitățile, printre care și deputatul de Giurgiu Nicolae Florian, împreună cu soția sa, Venorica Nicolae, organizatorul petrecerii. În primul rând vreau să vă spun că vă iubesc pe toți, iubesc familia și iubesc familia Giurgiu. Petrecere frumoasă! Mă simt minunat! De fapt, voi îmi dați energia și pofta și dragostea de viață. Voi sunteți minunați, sunteți tineri și știți să dăruiți și pentru asta vă mulțumesc din tot sufletul meu. Mesenii au avut parte și de un program artistic foarte bine pus la punct, din care nu au lipsit surprizele. Un recital de excepție a susținut și Dariela Nicolae, singura cântăreață din România, care a înregistrat o piesă cu Timbaland. Multe despre petrecerea organizată de grupul de firme Nova Force cu ocazia Zilei de Dragobete veți urmări într-o ediție specială imediat după jurnalul TV Giurgiu.